Papa, a venit domnul Dacian Cioloș și ne-a arătat un ful de ași. Da, pe bune. Cum e aia cu teroriștii care au avut cartele preplătite din România? A fost așa. A, sper să joace bine România diseară. Copilul ăla Stanciu e chiar bun. Sper să facem o figură frumoasă și în Franța. Și în pregătirea unor atentate s-au folosit cartele cumpărate din România. Ce? Apropo de uh, cartelele prepaid, de exemplu. Uh, înțeleg că România e una din puținele uh, țări uh, din Uniunea Europeană care uh, vinde încă cartele prepaid fără un control de identitate. Înțeleg că au fost chiar folosite uh, în ultima perioadă cartele prepaid din România uh, în pregătirea unor atentate în altă parte în uh, Uniunea uh, Europeană. A, da, apropo de cartelele prepaid... <laughs> Bine că v-a adus aminte omul ăsta Că nu aflam nici azi cum a contribuit România la dramele din UE. Dar cine v-a spus, doblule Cioloș? M? Iar cine v-a zis v-a permis să faceți publice aceste informații? Sau <gângânt> v-au zis ia de la SIE? Daciene, te rugăm noi, te duci la oamenii ăia la emisiune bag tu pe asta cu atentatele, tati Că pe noi nu ne cred oamenii Cred că o facem așa ca să împingem legea aia, big brother deci cum e până la urmă? Cine v-a zis? Na, să nu credeți că nu ne interesează și pe noi Dacă am contribuit cu ceva la moartea unor oameni Părem noi așa cruzi, imbecili, că nu pricepem ce ni se întâmplă Dar avem sentimente, domnule Cioloș, să știți Nu pot să spun că sunt confortabil cu aceste acuzații Am avut o discuție și cu domnul ministru Tobă Pe de altă parte, nu cred că e cazul să iau decizii eu, unilateral... Atâta timp cât niște lucruri nu sunt dovedite. Mă scuzați, domnule Cioloș, dar e foarte tare ce ne spuneți. Să înțeleg că v-a fost mai ușor să aflați că niște cartele preplătite din România au fost implicate în atentate teroriste prin Europa decât dacă lucrarea lui Tobă e plagiat. Foarte tare. E plagiat, domnule Cioloș. Chiar e plagiat? Dați-l afară! Dacă vă întreabă cineva de ce, îi spuneți că așa zic oamenii ăia mulți care vor schimbarea clasei politice. Sau, mă rog, nu le ziceți nimic, ca la faza cu teroriștii.